Mă bucur să fiu cu dumneavoastră, fiindcă săptămâna asta Dumnezeu probabil și-a dat seama că am pierdut din ilustrații pentru predică și de obicei cu predicatorii ce face, îi pune în situații încât să le dea ilustrații de predică. Așa că m-au pus în trenul groazei și pentru 44 de ore am fost înzăpezit în gara Fourei, undeva între Brăila și Buzău. Ați auzit și dumneavoastră de acel tren celebru și Domnul mi-a dat o droaie de ilustrații pentru predici. Nu știu de ce, dar nu doar că locul a fost nepotrivit, dar și timpul a fost total nepotrivit. Și nu știu dacă dintre dumneavoastră v-ați găsit vreodată într-un loc nepotrivit și la un timp nepotrivit. Ce interesant, pare să că eu ca Iona mă cam găsesc în astfel de locuri. Acum câțiva ani am fost invitat să predic la Convenția Polițiștilor Creștini din Statele Unite și Canada. Eram student pe vremea aceea în state, am zburat spre Dallas, de acolo familie de prieteni mi-au împrumutat o mașină. Am ajuns acolo, am ținut prelegerile, seara am vrut să mă întorc înapoi și unul din polițiști a zis, măi, nu-l pe autostradă, că e în construcție, ce-ar fi să o iei pe un drum, îți spun eu, îți desenez o hartă și vei ajunge la prietenii tăi în Dallas. Zici și făcut? Într-adevăr, era o sursea din aia texană, adică mergi zeci de kilometri fără niciun obstacol, fără nicio curbă, numai eu, întunericul și Domnul. Și mi-am băgat câteva predici în CD player, am pus pe pilot automat, am băgat în vreo 150 la oră și du-te. Și m-am dus. Până la un moment dat când am dat o curbă, o curbă foarte abruptă, la care, slavă Domnului, că nu m-am lăsat dus de instinct să virez, pentru că probabil mă rostogoleam, ci pur și simplu am zburat cu mașina și am căzut cu partea din față pe pământ. Mulțumesc Domnului că nu s-a răsturnat mașina, dar am arat vreo 20 de metri. M-am oprit cu motorul fumegând, evident, totul spart în față, dar mulțumim Domnului pentru cei care au inventat centurile de siguranță, că n-am avut probleme, ci doar o mare sperietură. Sperietura însă a crescut și mai mult când, ieșind din mașină, era 11 noapte, m-am dat seama unde sunt. Eram în pustia, în deșertul texan, fără bec, fără pomi, fără case, fără mașini și fără celular. Și am zis, Doamne, nu se putea un loc mai nepotrivit să pot să am un accident decât aici. Ba mai mult mi-am dat seama, fiind 11 noaptea, că probabil era și timpul cel mai nepotrivit, fiindcă efectiv nu vedeam nimic și îmi dădeam seama că până dimineață probabil că n-am nicio șansă să scot, să ies de acolo. Am pus să mă rog, evident, Doamne ajută-mă, Doamne scapă, mă trimite pe cineva, de ce mi se întâmplă mie treburile astea, știu, am fost să predic, nu-ți dai și tu seama un pic, trebuia și tu să schimbi planul și așa mai departe, știți voi treburile astea. Mă simțeam total neputincios, habar n-aveam ce să fac, mi-era frică, eram nesigur, niciodată nu m-am gândit că o să ajung în deșert, părăsit în miezul nopții. Așa ceva nu se poate, ireal. Well, a fost foarte real, tot atât de real, ca și atunci când tu ai ajuns, în anumite situații, când ai spus ceva de genul, altora li se întâmplă, mie, niciodată. Până ce-o da locomotiva peste tine. Te-ai trezit chiar acolo, în mijlocul unor circumstanțe care te-au lăsat dezarmat, dezechilibrat total. Ei, ce-i de făcut când circumstanțele ne copleșesc? Când ajungi într-un loc nepotrivit și la un moment total nepotrivit și habar n-ai ce să faci. Dacă vezi Scripturile la dumneavoastră, deschideți-le în Luca, capitolul 9. În Luca 9 îi găsim pe ucenici față în față cu neprevăzut, cu circumstanțe care țin de un loc nepotrivit și de un moment total nepotrivit. Și vreau să citesc de la versetul 11, urmăriți împreună cu mine. Noroadele au priceput lucrul acesta, au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat de el și au zis, Doamne, dă drumul noroadelor să se ducă în satele și cătunele de prin prejur, să găzduiască, să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Și ne oprim aici. Două întrebări. Cum este descris locul în care se întâmplă lucrurile? Un loc pustiu, nu-i așa?
De 6 ori în cele 4 evanghelii ni se pomenește că locul acesta era pustiu, o zonă aridă, ca un fel de deșert. 2. Observați când se întâmplă neprevăzutul, când se întâmplă problema. Când ziua se îndrepta spre seară, nu-i așa, în apropierea nopții. Și acum rețineți combinația asta între loc pustiu și noapte, aceeași combinație fericită ca și în cazul meu. Dar observați care e problema, versetul 12. Dă drumul noroadelor, spun ucenicii, să se ducă în satele și cătunele de prin prejur, să găzduiască, să-și caute de ale mâncării, pentru că ai suntem într-un loc pustiu și ziua e pe sfârșit. Și ucenicii își dau seama că oamenii ăștia, grămada asta de oameni au nevoie de hrană și nu vorbim aici de 10-200 de persoane, ci vorbim, versetul 14, de aproape 5.000 de bărbați, din contra Matei, care era și el prezent, nespecifică că erau 5.000 de bărbați în afară de femei și copii. De ce? Fiindcă în vremea aceea, când era o adunare de genul ăsta, erau numărați doar capii de familie, bărbații. Acum, era evident că obiceiul era tot în acele vremi când un profet, când un învățător, când un vindecător se apropia de satul tău, toată lumea, femei, copii, bărbați, bătrâni, toată lumea așa pe străzi, mergea să-l vadă. De aceea exegeții ne spun că probabil, pe lângă acei bărbați, cu siguranță că au venit și nevestele lor, cu siguranță că ele și-au dus și copiii. Și mulțimea, într-adevăr, era o mulțime foarte mare, probabil undeva între 10.000 și 30.000 de oameni. Și aici e problema. Dă drumul noroadelor să se ducă, fiindcă n-avem de unde să le dăm de mâncare, suntem într-un loc pustiu. Și Iisus le răspunde, pe loc prompt și direct. Ce le zice Iisus? Dați-le cine? Voi să mănânce! Și parcă văd pe Nea Petrică, știți pe Petrică? Doamne, stai un pic, nu înțelegi, cum să le dăm noi să mănânce? Suntem doar 12, lipsiți de orice fel de resurse, într-un loc pustiu, pe înserate, mii de oameni. Nu-i timp mai nepotrivit, nu-i loc mai nepotrivit pentru așa ceva. Uită-te și tu la circumstanțe, e imposibil. Dovadă că ucenicii s-au frământat. Ioan, care a fost și el între ei, a înregistrat un dialog între câțiva dintre ei și Iisus. În Ioan 6, Filip îl abordează și îi spune: pâinea pe care am putea o cumpăra cu 200 de dinari n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Și Filip reacționează și pe bună dreptate. Ceea ce le cerea Iisus era de-a dreptul imposibil. Salariul unui evreu era de un dinar pe zi. Și ca să putem să pricepem un pic cum stau lucrurile, aș vrea să transpunem problema lor în lumea noastră. Cam cât câștigă un român pe zi? Hai să zicem undeva între 40-50 de roni. Dacă înmulțești cu 200 de dinari, că atât aveau, ajungi undeva la 8.000-10.000 de roni. Acum, dacă împarți suma asta la 5.000 de bărbați, ajungi undeva la 1,62 lei pe persoană. Dacă ții conști de textul din Matei și mai adaug și femeile și copiii, ajungi undeva la 30, 60, 80 de bani pe persoană. Și chiar astăzi, nu într-un loc pustiu, nu spre înserate, ci în ziua în amiaza mare, ce poți să cumperi cu 50 de bani, 30 de bani, hai să zici chiar 2 lei? E aproape imposibil. De aceea Filip, melancolicul, contabilul, analistul, face toate calculele și teoretic vorbind, e imposibil să hrănești o asemenea mulțime cu un asemenea buget. Dar vedeți, și între ei, ca și între noi, erau și altfel de oameni. Și Andrei nu era melancolic, era sangvinic. Ăsta, domnule, i-a zis să meargă, el merge în mulțime și caută, și caută, și găsește. Ce găsește? Ioan 6:9. Ho, Doamne, am găsit un băiețel care are 5 pâini de ori și 2 pești. Dar, hai să fim serios. Ce sunt astea la atâția? Și ucenicii, una, două, prind ideea și vin la Iisus și în versetul 13 din capitolul 9 din Luca, spune, împreună i-au spus, n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Ucenicii se află în criză. Mulțimea se află în criză, într-un loc nepotrivit și la un timp nepotrivit. Ei, ce-i de făcut? Ce-i de făcut când credinciosul este copleșit de circumstanțe de-a dreptul imposibile de rezolvat? Eu nu știu pe unde te afli tu astăzi, dar s-ar putea și tu să fii într-o situație dintre asta. Cu câtva timp în urmă, probabil că multe lucruri îți mergeau bine, ai prins o ocazie bună, ai avut un prilej, ți s-a oferit o oportunitate deosebită, gândiți-vă că ucenicilor în ziua aia să aibă mulțimi de oameni la îndemână, asta era business-ul lor, asta era vocația lor, să lucreze cu oamenii. Le spune în text că au vindecat, că au propovăduit.
O ocazie extraordinară peste zi. Dar vedeți, când se înserează mulțimea de oameni, devin o povară. Și problema e că nu mai știu ce să facă în criza asta de proporții. Fiindcă logic și faptic, după toate calculele și statisticile lor, nu mai au soluții. Și s-ar putea să fii și tu pe aici. Să fii prins poate un loc de muncă, poate un salariu mai bun, poate un partener de viață, să fi fost atât de bucuros, atât de fericită, oportunitatea era de milioane, dar acum, dintr-o dată, îți dai seama că ai ajuns într-o criză la care nu te așteptai, ceva ce omenește vorbind nu-ți mai oferă vreo soluție și nu mai știi ce să faci, încotro să o iei, fiindcă ai doar numai 5 pâini și 2 pești, 200 de dinari și ești atât de limitat, de constrâns, gata să cedezi, să pui armele jos. Ei, ce poate credinciosul să facă când resursele proprii nu-i mai sunt de niciun folos, când se simte legat, limitat, terminat? Hai să ne uităm în Evanghelie și să vedem ce fac ucenicii și mai ales ce face Iisus în cazul acesta. Și fii atent, după ce îi răspund, n-avem decât 5 pâini și 2 pești. O iau cronologic. Matei, în 14:18, le spune: Iisus le-a zis, aduceți-i la mine. Primul lucru pe care să-l faci în criză e să-l aduci la Iisus. De ce? Fiindcă așa-și cere el. Aduceți-i la mine. Dar, Doamne, sunt doar 5 pâini și 2 pești. Ce să ăștia la atâția? Hei, aduceți-i la mine. Când ajungi în criză și ești copilul lui Dumnezeu, adu-ți problema înaintea lui Iisus. Nu te uita la mărimea ei, nu te uita la complexitatea, la greutatea ei. Adu-o în rugăciune la Iisus, Filipeni 4:6, vă aduceți aminte? Nu vă îngrijorați de nimic. Ci în care lucru? În orice lucru aduceți, ce să aduceți? Cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Știu că e simplu, știu că știm lucrurile astea, dar de multe ori le cunoaștem și le știm doar teoretic. Când suntem în criză, uităm să venim la Dumnezeu. În 39 Adolf Hitler ajunge la putere. Mein Kampf devine cartea de căpătâi al celui de-al treilea Reich. În scrierile ei, Hitler proclamă rasa ariană ca fiind net superioară tuturor raselor umane. O știm din istorie. În toamna celui așan, Hitler demarează acțiunea T4, embrionul Holocaustului, un program de eutanasiere, de eliminare a tuturor celor care nu corespundeau standardului rasist german, și anume evrei, țigani, handicapați, membri ai raselor de origine slavă. În paralel cu exterminarea raselor inferioare, sub directa îndrumare a lui Himmler, se declanșează programul de propagare a rasei ariene, copii cu ten alb, păr blond, ochi albaștri, oameni care în percepția lor vor conduce Reichul celor 1000 de ani. Se înființează astfel primele Lebensborn, sau sursele vieții, centre de fertilizare a rasei ariene, unde femei, considerate pure din punct de vedere arian, erau aduse și forțate să întrețină relații intime cu soldați special aleși din Wehrmachtul german, care îndeplineau standardul rasei ariene. Peste 10.000 de astfel de copii au fost născuți nu numai în Germania, ci 12.000 în Norvegia, câteva mii în centrele de fertilitare din Belgia, Luxemburg și Franța. Femeile le-au luate de acasă, fără voia lor, forțate în această robie, maltratate și fizic și emoțional pe viață. Numai în Norvegia, ni se spune că după căderea nazismului, 14.000 de astfel de femei au fost eliberate, mai mult de 80% din ele au ajuns în spitale de psihiatrie. Nevastă mai franțuzoaică, din Strasbourg. Bunica ei a fost descoperită ca fiind de rasă ariană pură. Și într-o noapte, naziștii au venit, au tăbărât peste ei în casă, au luat-o de lângă soțul ei, de lângă primul ei copil, viitorul meu socru. Au pus-o într-un marfar cu alte femei și au trimis-o spre o destinație necunoscută în Germania, spre un astfel de Lebensborn. Și mai imaginați-vă dumneavoastră, cele care sunteți mame sau soții, ce teroare psihică, ce chin, ce tortură a îndurat acea femeie în acele clipe de calvar. Să fi luată de lângă familia ta, de lângă soțul pe care îl iubești, de lângă copilul la care ții, să știi că vei fi batjocorită fără absolut nicio putere de a face ceva, contrar tuturor convingerilor tale morale sau spirituale. Imaginați-vă prin ce a trecut soțul ei, părinții ei care erau încă în viață.
Și totuși, deși iadul s-a dezlănțuit, deși omenește vorbind, nimeni nu mai avea nicio speranță, bunicii lui Ian se așteptau la ceva. Încă din momentul arestării ei, bunica soției mele, credincioasă fiind, a început să se roage. La fel și bunicul ei. S-au adunat cei de la biserică și în miezul nopții au început să se roage. Știau că au trăit pe pielea lor teroarea hitleristă. Și deși omenește vorbind, totul era întunecat, știau că există totuși un Dumnezeu care poate să intervină. Și a intervenit. Deși vagoanele au fost închise, deși nimeni nu se putea apropia de tren, deși era păzit pe traseu în Germania, pe teritoriul hitlerist, de mitralierele soldaților germani, ceva s-a întâmplat. Doar câțiva kilometri înainte de destinație, în plină noapte, locomotiva explodează, câteva vagoane deraiază, câteva se răstoarnă și rup grilajul metalic și câteva femei scapă, printre care și bunica lui Ian. În câteva zile au ajuns acasă, nevătămată, neurmărită. Unii pot să spună, băi, ce coincidență, băi, ce noroc, băi, ce baftă, băi, ce hazard, ce șansă a avut. Deci vorbă, cei din Strasburg au știut că a fost mâna lui Dumnezeu. Dragii mei, când tu ți-ai pierdut viața în mâna lui Hristos, indiferent cine ar fi pe urmele tale, indiferent prin ce treci, boală, necaz, probleme, când ești în mâna lui Hristos, n-ai de ce să te temi, ci în orice lucru, atenție, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Primul pas când ajungi în criză, adu problema la Iisus. Doi, fă ce-ți spune El. Observați cum continuă Luca. După ce au dus pâinile, Iisus a zis ucenicilor săi, puneți-i să șadă jos în cete de câte 50. Așa au și făcut, i-au pus pe toți să șadă jos. Și vă spun eu că ăsta nu e un lucru ușor. În loc ca Iisus să le ofere soluție pe loc, Iisus le cere să facă ceva, observați în text, fără să le dea vreo explicație. Și iarăși văd pe nea Petrică venind, Doamne, stai un pic, stai. Se înserează, îs peste 5.000 de oameni, noi suntem abia 12, tu-ți dai seama cât timp irosim să explicăm la bunicul, la bunica, la nepotul că trebuie să împărțim în 50, să nu se miște, să stea jos. Tu-ți dai seama ce balamuc va fi, de ce pierdem vremea, Doamne? Dacă tot vrei să faci ceva, fă-o acum pe loc! Rezolvă criza aici și acum! Nu, voi merge și pune să șadă jos în cete de câte 50. De câte ori ne-am consiliat și sunt sigur că și fratele Nelo pățit dintre astea, vin oameni cu probleme care se așteaptă ca pe loc să le dăm o soluție, cumva să deschidem Scriptura și să avem un cuvânt din partea Domnului, să facem o rugăciune și pe loc să se rezolve toate crizele lor. Și uneori se rezolvă. Dar de cele mai multe ori, înainte ca El să intervină, Dumnezeu ne cere și nouă să facem ceva. Uneori să postim, să stăm în rugăciune, pentru că lupta spirituală în care suntem angajați, rugăciunea și postul contează. Unora dintre noi ne cere să ne părăsim poate locul de muncă sau anturajul sau prietenul care ne împing în păcat și ne influențează negativ și acolo unde este păcat știm bine că Dumnezeu nu lucrează. De aceea ne cere uneori să facem chiar un pas să ne mărturisim păcatele. Adică de multe ori ne scuzăm, le ascundem, găsim justificări și tot noi suntem cei care ne mirăm că Domnul nu ne ajută, că nu ne scoate din necazuri. Păi cum să ne scoată când păcatul nostru pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru? Isaia 59. Alții însă ne așteaptă să luăm acele hotărâri clare în viața noastră, legate de acele schimbări, lucruri pe care știm că trebuie să le facem, dar tot le amânăm. Și tot noi ne mirăm de ce Domnul nu ne ascultă. Ne-am pus oare întrebarea dacă noi îl ascultăm pe El? Când Iisus îți spune să faci ceva, să lași ceva, să schimbi ceva, tu trebuie să faci ce zice El, altfel nu vei ajunge niciunde. Și asta nu realizează mulți. Sunt oameni care preferă să se oprească la primul pas. Doamne, ți-am adus problema. Doamne ajută, Doamne dă, Doamne fă. Și Domnul le spune, da, voi face. Voi face când și tu faci ceva. Dar ce să fac, Doamne? Aha. Știi tu bine ce trebuie să faci. Cuvântul îți spune, conștiința îmi spune.
ascultă și fă și vei vedea că și eu voi face negreșit. Și asta se întâmplă cu ucenici. I-au adus peștii, i-au adus pâinile și așteptau să se întâmple ceva. Înainte ca Iisus să facă ceva, le cere lor să facă ceva. Și deși probabil că și-ar fi găsit justificări, iată-i că ascultă și fac ceea ce Iisus le cere. De ce? Rețineți. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Chiar dacă ți se pare greu, poate ciudat, poate e o inconveniență, schimbă ceea ce trebuie schimbat. Renunță la ceea ce trebuie să renunți. Taie ceea ce trebuie tăiat. Mișcă ceea ce trebuie să miști. Dar fă ceea ce știi că trebuie să faci cu viața ta. Fiindcă atunci când tu faci, El intervine. În biserica noastră avem peste 5-5 de grupuri mici cu care ne întâlnim în decursul săptămânii. Și acum 3 ani de zile Dumnezeu m-a binecuvântat cu un grup pe care vă promit eu că n-o să lui toată viața. Primul dintre oamenii care a ajuns acolo a fost un cuplu din lumea interlopă care și-a dus cu ei un prieten, un alcoolic, care era în alcoolism de 26 de ani. Mai apoi a venit șefa de tur a unei discoteci din Arad, care și-a dus cu ea o prietenă, care cu o săptămână înainte vrea să-și aleagă o slujbă și s-a gândit să facă masaj erotic. Pe de altă parte, tot în grupul ăsta, cineva mi-a recomandat să stau de vorbă cu o familie, fiindcă trec prin probleme și m-am dus să mă întâlnesc cu ei, soția era la ușă, plângea și îmi spune: domnule pastor, vă rog să nu intrați, că acolo e soțul meu. Deci eu am venit să vorbesc cu voi. Nu, vă rog, nu intrați. Intru și bărbatul îmi spune: hei, stai acolo. Tu ești popă de la pocăiți? Ascultă-mă cu atenție. Eu așa-i urăsc pe pocăiți, că acum când îmi fac casă, o să pun pe poarta de la intrare așa o pancardă mare pe care voi scrie: pocăiții n-au ce să intre, că de 7 ani m-au jefuit pocăiții. Zic, nu, stai jos, că avem cu cine vorbi. Printre ei am mai adus și pe alții, vreo 14 oameni. Unul dintre ei a fost Adi. Și am o imagine a lui Adi. El e membru bisericii noastre, observați. Adi a fost unul dintre cei mai mari mafioși din Arad, printre cei mai înfricoșați oameni de pe străzile Aradului, și-a pierdut unul dintre ochi în bătăile de pe stradă. A făcut foarte multe, nu intru în detalii, fiindcă încă are dosare penale pe rol, dar a fost de câteva ori prin pușcării, umbla cu 3,5 kg de aur la gât, când intra în frizerie și vrea să se tundă și lua aurul la jos să-l poată tunde frizerul și frizerii încuiau ușa de frică ca cineva din afară să nu vină să le jefuiască frizeria, ceea ce ei nu realizau era că pericolul numărul 1 stătea la ei pe scaun. Acum 2 ani de zile Adi era în pușcărie undeva în Austria după ce reușea să îi înșele cu vreo 8 milioane de euro pe austrieci, cu tot felul de trafic pe acolo. Și când a ieșit din pușcărie, a doua zi m-am trezit cu el în biroul pastoral. Și când mi-a zis cine e el, știam din renumele lui, zic, dă-mi un minut. Am ieșit pe hol, m-am sunat câțiva din interlopii mei din biserică, care s-au pocăit între timp. Și am zis, băi, uite cine e la mine în birou. Stai că venim! Zic, nu trebuie să veniți, stați acolo. Deci ai grijă, ai foarte mare grijă cu omul ăsta. Și Adi mi-a zis, mai, trebuie să fac ceva cu viața mea. Trebuie să-L las pe Dumnezeu să mă schimbe. Nu mai pot. Vreau să mă schimb. Și zic, Adi, e extraordinar că tu ți-aduci problema înaintea Lui. Dar din experiența mea cu astfel de oameni, Iisus va interveni, 100% că va interveni. Dar înainte ca El să intervină, tu trebuie să faci ceva. Tu ai vagoane, ai tiruri de păcate în viața ta. Nu poți doar să vii duminica la biserică, să stai fain frumos pe un scaun, să te închini, să citești cuvântul, să te rogi, să mergi acasă, bine, mersi. Tu trebuie să vii într-un context în care trebuie să fii îmbibat în cuvânt, cu dare de socoteală, cu mărturisire și confesiunea păcatelor tale, cu eliberare și vindecare asupra sufletului tău. Joi, la mine în sufragerie, am grupul ăsta de oameni, vino și tu, ne întâlnim, ne rugăm. Și Adi a înțeles. Împreună cu el, împreună cu toți ceilalți de acolo, oamenii și-au priceput un lucru, că dacă vor ca Dumnezeu să-i schimbe, în primul rând, ei trebuie să fie deschiși spre schimbare
Și dacă Dumnezeu le transmite că vrea să schimbe ceva în viața lor, ei să facă primul pas și li va face pe toți ceilalți. Ucenicii erau exact acolo. Ei, by the way, avem și încă o poză cu Adi la botez. Hai să o vedem și pe aia. Așa, Adi. Un om întors și schimbat de Dumnezeu. Ucenicii erau în aceeași situație. Deși noaptea se apropie, deși șansele scad, ei nu se uită la circumstanțe, ascultă de Iisus și fac ce le spune El și bine fac. Fiindcă ascultarea deschide drumul puterii divine. De aceea, dacă treci prin criză, primul pas, adu problema ta la Iisus, 2, fă ce-ți spune El și 3, încrede-te în Iisus. Următorul verset. Iisus, versetul 16, a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer, le-a binecuvântat, apoi se întâmplă ceva, le-a frânt. Le-a dat ucenicilor să le împartă norodului și Ioan ajută să înțelegem cum le-au împărțit, fiți atenți, le-au dat din pești cât au voit. Cât au voit, și asta e o minune. Din 5 pâini și 2 pești, câteva mii de oameni sunt hrăniți și nu doar hrăniți să-și astâmpere foamea, ci hrăniți din belșug, au luat cât au voit. Ba mai mult, Scriptura ne spune, versetul 12, după ce s-au săturat, observați, s-au săturat, Iisus a zis, strângeți fărămiturile care au rămas să nu se piardă nimic, le-au adunat, au umplut 12 coșuri cu fărămiturile care rămăsese din 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Acum fiți atenți. Evreii și grecii sunt popoare care stau pe malul Mării Mediterane și pentru ei pescuitul este mai la modă decât la noi. Ei aveau diferite feluri de pești pe care le cunoșteau. De aceea în textul nostru, spre exemplu în Evanghelia lui Ioan, el ne și descrie soiul de pești, cuvântul folosit în Evanghelie, descrie un pește de mărimea unei sardine. Îmi duc cu mine geanta asta magică întotdeauna, pentru că mă ajută uneori. Știți cât de mari sunt sardinele, nu-i așa? Mulți dintre voi ați trăit vremurile comuniste, fac aici o mică paranteză. Nevastă mea, din când în când, drăguță cum e ea, vine și îmi spune, măi Cristi, ce să-ți mai fac de mâncare? Și mă via de el, lască, de seara mi-au o conserve de pește și o mănânc. Tu-ți bajori de mine? Tu chiar crezi că eu nu mai pot să gătesc? Nu ți-a plăcut ce ți-am făcut? Care-i problema ta? Cum poți să mă jignești și mergi să-ți cumperi conserve de pește? Zic, stai un pic, că nu. N-are nimic de-a face cu tine. Ce am eu? Nostalgia vremurilor comuniste. Când bună mea la curtici venea și ne aducea conserva în ulei cu fum. Și zice, avem 4 sardine în conserva asta. Una pentru bunul, una pentru bună, una pentru tine, una pentru mama. Și conserva aia ne dădea o poftă. Așa că din când în când mai retrăiesc acele vremuri de nostalgie mâncând câte o conservă de pește. Ideea e că peștii erau pești foarte mici. De obicei evreii îi puneau la afumat sau îi treceau prin sare și așa cum noi dăm copiilor noștri sandvișuri, așa le dădeau și ei niște pești sărați care se ducă în traista lor. Nu doar că peștii erau mici, dar observați că e vorba de 5 pâini. Bă, nu știu câți dintre voi știți de localitatea Pecica din județul Arad. Pe vremea lui Ceaușescu, când el venea cu elicopterul în Pecica, bă, făceau pecicani ăștia o pită din aia de 10 kg. Făceai hernie numai când o luai în braț. Nu-i vorba de astfel de pâini în textul nostru, ci așa cum aveți și voi prin Timișoara și la mall și pe străzi, cam asta e pâinea ce mâncau evrei. Și azi și atunci. E ca o lipie nedospită, foarte subțire, foarte mică. Ceea ce încerc să scot în evidență e că băiețelul acel avea 5 pâini foarte subțiri și 2 pești foarte mici. Și acum fiți atenți. Au umplut 12 coșuri. Cuvântul coșuri scris în textul nostru nu este cuvântul obișnuit folosit pentru a descrie coșul uzual, cel pe care, spre exemplu, și bunica mea când mergea la piață lunea și joi, avea un coșuleț, își punea morgov, pătrunjel și mai departe. Deci vorba, cuvântul coșuri provine din grecul kofinos din text, de unde noi avem în limba română cuvântul cufăr.
Erau coșuri aduse de armata romană în care ei puneau produsele agricole de pe câmp sau își cărau armamentul. Întotdeauna un coș cărat de doi oameni, fiindcă era prea greu, era prea mare. Și probabil că vă dați seama unde vreau să ajung. Asta e ceea ce poate să facă Iisus cu 5 pâini subțiri și 2 pești mici, cu puținul, cu limitele, cu lipsa de resurse, de oportunități pe care le ai, le poate transforma în 12 cufere pline de belșug. Dar atunci când tu nu doar le aduci la El și aștepți să cadă pară mălăiață în gura lui nătăfleață, ci și faci ceea ce Iisus îți spune să faci, fie te pocăiești, fie te schimbi, fie îți mărturisești păcatul, e o hotărâre în viața ta, le transformă în 12 cufere pline de belșug. Interesant. Întrebarea mea este, ai tu credința asta? Ai tu credința asta? De ce spun lucrul acesta? Fiindcă nu de puține ori Dumnezeu ne pune în astfel de circumstanțe, ne aduce în astfel de situații critice, tocmai pentru a ne încerca credința. Și în Ioan 6, Ioan, fiind și el martor ocular la cele întâmplate, spune în versetul 5 și 6, Iisus și-a ridicat ochii și a văzut o mare gloată că venea spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Și fiți atenți, spunea lucrul acesta ca să-i încerce, să-i testeze, pentru că știa. Vedeți, Iisus, de la începutul crizei, care înainte de criză știa cum vor decurge lucrurile. Și amănuntul ăsta e foarte important să reținem când trecem prin crizele noastre. Când nu mai știm încotro. Noi nu, El da. De ce? Fiindcă în seara aia, deși ucenicii sunt luați prin surprindere, Iisus cunoaște întreg scenariul din momentul sosirii, observați în text, a primului om, a primului minut în care criza începe. Și ce e important de reținut e că nu știa numai detaliile crizei, ci observați în text, ia și răspunsul și soluția. Spunea lucrul acesta ca să încerce, să-i testeze, pentru că știa ce are de gând să facă. Se prea poate să fie în această încercare, fiindcă Iisus are un motiv bine întemeiat. El vrea să facă ceva cu viața ta, tu nu știi ce, dar El știe de ce ești aici și acum. Nu de puține ori ne trece prin astfel de situații, tocmai, repet, ca să ne încerce credința. Dacă ne aducem aminte de unul din motivele pentru care Dumnezeu și-a trimis poporul Israel prin deșert, nu pentru 2-3 luni cât suferim noi, ci pentru 40 de ani, Deuteronom 8:2 ne spune, adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul celor 40 de ani în pustie, să te smerească, să te încerce. Ce să încerce? Să-ți cunoască pornirile inimii, să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Observați, pornirile inimii, asta vrea Dumnezeu să cunoască. Încă trebuie să recunoaștem, sunt mulți care pretind că sunt, cred în Dumnezeu, că afișează măști religioase, pioase, dar lăuntrul lor e putred. În fața lui Dumnezeu nu ceea ce faci contează, ci ceea ce ești. Nu atât de mult ce e în afară, ci ce e în lăuntru. Pe Dumnezeu îl interesează, observă în text, pornirile inimii tale. Și asta nu când îți merge bine, fiindcă atunci când îți merge bine, poți să cânți, poți să te rogi. Pornirile inimii le vede cel mai bine și ți le testează când treci prin încercări. Când ești ispitit să minți, să furi, să o iei pe scurtătură, să copiezi la examen, să te enervezi, să te mâni. Atunci se vede cu adevărat cine locuiește în tine. A cui ești tu cu adevărat? Pe Dumnezeu le interesează inima ta. Și poate spune aici ceva ce vă surprinde pe unii. Pe Dumnezeu nu-L interesează bunăstarea ta, ci sfințirea ta, mântuirea, inima ta. De aceea uneori este nevoit să-ți taie din bunăstare tocmai ca să-ți poată vorbi și tu să-L poți asculta. Fiindcă atunci când aveai de toate, dădeai cu piciorul în El. Eram într-o biserică și la final am vrut să ies pe culoar să mă duc să dau mâna cu frații la ușă. Cineva mă trage de haină și mă ține de ea și îmi spune, frate Cristi, cine e cel mai mare evanghelist? Asta și m-am gândit, băi, stai un pic, mă, tocmai acum am terminat predica, acum mă ieși tu așa din... Zic, bun, dar acum ce să-i răspund la omul ăsta?
Pavel, Billy Graham, cine e cel mai mare evanghelist? La care el spune, știi cine e cel mai mare evanghelist? Boala. Că dacă Dumnezeu nu mă ducea pe pat de spital până în ziua de azi, în mândria, orgoliu și încăpățânarea mea, mergeam pe drumul meu. Și o trebuie să-mi taie sănătate, să-mi ia bani, să-mi distrugă viața, să ajung aici ca să-L descoper și să recunosc că depind de El 100%. Atunci când ai nimic, parcă altfel îl asculți. De aceea uneori din dragoste, fiindcă mă iubește atât de mult și nu mă vrea pierdut, aduce circumstanțe în viața mea prin care să mă smerească, să mă determine să-L ascult măcar de această dată. De aceea nimic în lumea asta nu e la întâmplare, nimic nu scapă de sub controlul Domnului. Dar, de ești a Lui, nu uita, El știe de ce ești acolo. De aceea stai lângă El, apropie-te de El și crede că toate lucrurile, și bune și rele, lucrează cum lucrează. Împreună spre ce? Spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă ești a Lui. Dacă nu ești a Lui, ia aminte și pocăiește-te. Încercarea în care te afli s-ar putea să fie o testare a credinței și pocăinței tale înaintea Lui. Poate un examen pe care ai grijă să nu-l pici. În textul nostru chiar ucenicii sunt încercați. Spunea lucrul acesta ca să încerce pe ucenici. Și textul e foarte clar în lucrul acesta. E foarte interesant cum din momentul în care problema se ivește, Iisus se adresează numai ucenicilor. Primul e Filip, al doilea Andrei, apoi toți dintre ei, dați-le voi să mâncine voi, ucenicii. Câte pâini aveți voi ucenicii, duceți-vă de vedeți, voi ucenicii. Aduceți aici, voi ucenicii, spuneți-le să șadă jos, voi ucenicii. Puneți-i voi ucenicii în cete. Iisus își pune la încercare ucenicii. Chiar și în ultimul verset, după ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți fărâmiturile să nu se piardă nimic, le-au adunat, au umplut 12 coșuri din fărâmiturile care rămăseseră. 12 coșuri. Câți ucenici erau ei? 12. Câte coșuri s-au adunat? 12. Pentru cine credeți că a făcut Iisus miracolul? Pentru ucenici. Cu ce scop? Să le încerce credința. Iisus îți încearcă ucenici. De aceea, dragul meu, dacă ești cu adevărat un urmaș al lui Hristos, tu vei fi încercat. Viața nu-i roză. Din contră, și credinciosul și necredinciosul trec prin aceleași probleme, necazuri și crize, cu o mică, mare diferență. Știți care e diferența? Credinciosul niciodată nu trece singur, ci îl are pe Hristos cu el. Asta înseamnă însă să rămâi lângă el, să-l urmezi pe el. Și aici ucenicii trec testul. Și Scriptura, foarte interesant, face diferența între ei ucenici și mulțimea de oameni. Fiindcă în ziua aia erau două categorii de oameni pe câmpul ăla. Ucenicii și numesc eu admiratorii. Cei care îl urmau și ascultau de Iisus în tot ce le spunea și cei care îl urmau doar pentru minunile care le făcea. Se îmbulzeau să-l vadă făcând minuni, așa cum mai vedem la televizor când se aduc moaștele unor sfinți. Se calcă oameni în picioare, dragii mei. Ăia nu-s credincioși care se îmbulzesc să primească minuni. Credincioși adevărați sunt cei care urmează pe Iisus nu doar pentru minuni, ci pentru mântuirea lor. Amen. Dar pentru asta li se cere altceva. Li se cere dedicare, pocăință, trăire, ucenicie, apropiere de Iisus. Și asta e diferența dintre ucenic și admirator. Admiratorul ține la distanță, ucenicul vrea aproape. Admiratorul vrea să profite de el, vrea minuni, vrea senzații. Ucenicul vrea pocăință. Vrea ascultare. Admiratorul vrea să știe cum îl poate sluji Iisus pe el. Ucenicul, cum îl poate el sluji pe Iisus. Vedeți, dintotdeauna Iisus a avut admiratori. Din păcate, raportul din Evanghelie pare să că e cam același. Că la 5.000 de oameni și azi care îl admiră pe Iisus, probabil găsești undeva la 10-12 care îl urmează cu adevărat. Nu mă crezi? Du-te pe străzile Timișorii și pune două întrebări. Prima, întreabă-i pe oameni ce părere au despre Iisus. Și vei vedea că majoritatea îți vă spune că îl admiră, că au respect, cred în el. Dar nu-i lăsa să plece și pune la a doua întrebare. Întreabă-i despre pocăința lor.
Și vei vedea cum dispar, unii poate chiar batjocorindu-te, unii tratându-te cu indiferență. De ce? Fiindcă admiratorii întotdeauna se vor ține de Iisus cât timp le convine lor, cât Iisus nu emite pretenții. Când Iisus le cere să facă și ei ceva, mai ales să se pocăiască, admiratorii vor dispărea și singurii care vor rămâne vor fi adevărații credincioși ucenici. De aceea, dacă ești în această seară între cei care îl admiră pe Iisus, îndemnul meu e simplu. Apropie-te de El. Nu căuta doar minunea, ci caută-L pe Cel care poate să aducă minuni cu adevărat în viața ta. Nu uita că în textul nostru toată minunea, toată lucrarea, toată puterea a fost manifestată în fața admiratorilor, dar scopul n-a fost de dragul lor, ci de dragul ucenicilor și în mod deosebit pentru ucenici. De ce? Fiindcă Iisus e interesat de oameni care, dincolo de admirație, respect și un simplu crez, vor să-și predea viața în mâna Lui 100%, nu doar parțial. Sau și mă întreb, dacă Dumnezeu ar trage o linie aici între noi, El care ne cunoaște gândurile și inimile, și ar încerca să împartă sala asta în două, între admiratori și ucenici, unde crezi că te-ar plasa Domnul? Oh, nu spune că ești botezat la baptiști, penticostali, ortodoxi, catolici. Nu spune că cânți în cor, nu spune că te rogi. Lucrurile astea mulți le fac. Mă interesează inima ta. Unde e inima ta? Unde te-ar plasa Dumnezeu? Dacă ești nesigur, s-ar putea să ai o problemă. Și atunci pun întrebarea, ce te împiedică să fii cu adevărat ucenicul lui Hristos? Poate prejudecățile tale. Ți-i groază de ceea ce înseamnă pocăință, pocăința înseamnă cer, orice altceva înseamnă ea, de asta ar trebui să-ți fie groază. Poate te împiedică cumva prietenii tăi, care știind că vii prin preajma pocăiților, au început să zică vrute și nevrute. În ziua judecății, singurul care va avea ceva de spus este Dumnezeu. Și prietenii tăi vor avea ceva de spus, în sensul în care vor fi trași la socoteală de ce te-a oprit să nu te pocăiești și le va fi foarte greu, crede-mă, să scoată vreun cuvânt. Poate că plăcerile te țin la distanță, poate păcatele tale, poate părerile tale religioase. E ce contează în ziua când vei sta față în față cu Iisus? Nu părerea ta, ci părerea Lui. Nu dacă tu L-ai cunoscut pe El, ci dacă El te-a cunoscut pe tine. Noul Testament, vă aduceți aminte? În ziua aceea vor veni unii și vor zice, Doamne, dar n-am scos noi draci în numele Tău, dar n-am făcut noi minuni, dar n-am fost noi acolo în biserică. Și le voi spune, plecați de la mine, fiindcă niciodată eu nu v-am cunoscut. Degeaba spuneți voi că mă cunoașteți, eu nu v-am cunoscut. De ce? Fiindcă le-a plăcut să-L admire, dar nu să-L urmeze. Și în acea zi, urmașii adevărați vor fi primiți de El. De aceea, dragul meu, ce te împiedică să treci dincolo de o credință de formă în a deveni un adevărat urmaș al lui Hristos? Poate îmi spune Cristi, dar eu mi-am pierdut viața. Eu sunt unul dintre cei care am făcut pasul, care am trecut dincolo, chiar sunt în mâna Lui, dar mă aflu într-un loc nepotrivit, într-un moment nepotrivit, n-am decât 5 pâini și 2 pești, ce să ăștia la atâția? Nimic. Cât timp îți ții în mâna ta? Totul când îi dai în mâna Lui Dumnezeu. Dacă ești ucenicul lui Hristos și treci prin criză și probleme, nu uita cele 3 lucruri. 1 la mână. Adu problema înainte Lui. 2. Fă ce-ți spune El. 3. Încrede-te în puterea Lui și El va lucra cu 5 pâini și cu 2 pești. În acea noapte pe drumul Texasului, cu mașina făcută praf în întuneric Beston, în acel loc nepotrivit și în acel timp nepotrivit, am căzut pe genunchi și am strigat după ajutor. Cui? Domnului. A trecut mai bine de o oră și pur și simplu nu mai știam ce să fac. Mi-era rușine față de prietenii care l-am distrus mașina. Mi-era frică, fiindcă mă gândeam că sunt animale sălbatice. Pur și simplu eram derutat. La un moment dat, după vreo 2 ore, am văzut niște lumini. Era o mașină. N-aveam nicio lanternă, n-aveam un semn vizibil, așa că m-am postat în mijlocul șosele cu mâinile ridicate. Venea un tir. Zic, Doamne, dă-i frâne bune.
Când m-a văzut, a frânat brusc și a prins toate becurile și prin geamul din dreapta, caracteristic șoferilor texani, și-a deschis un pic geamul și-a scos o țeavă de pușcă și-a îndreptat spre mine: ce vrei? Zic, fă bine și pune-ți farul ăsta, avea unul deasupra cabinei, acolo în râpa aia, și uite-te că mașina mea e distrusă acolo. Și ce te rog? Zic, uite, aici ai niște numere de telefon, mi le-am scris pe o hârtie, am împăturat-o, i-am aruncat-o prin gemulețul ăla, prietenii mei polițiștia, sună-i, te rog, să vină să mă ajute. Fac ce vreau și pleacă. Ok, am rămas din nou, m-am rugat și zic, Doamne, mișcă inima omului respectiv, fă să facă ceva. După vreo jumătate de oră, văd la un moment dat lumini pe șosea, de data asta lumini colorate. Poliție, salvare, pompieri, descarcerare și așa mai departe. Toți unul după altul, ca un pom de Crăciun picat pe șosea. Zic, slavă ție, Doamne, în sfârșit, uite, vin oamenii ăștia. Au venit, m-au consultat, mi-au verificat mașina, au comandat un trailer, iar apoi polițistul începe să-mi pună întrebări. Cine ești? Păi sunt student. De unde? Din România. Cum de ai permis de conducere american? Până la altă, când eram în Chicago și studiam la școala cutare. Bun, dar de ce ești acum în Dallas? Păi am venit în vizită. Bun, pașaport ai? Oh, dar cum să nu? De ce ai pașaport franțuzesc? Păi știi că nevastă mea socotel. Bun, dar cui e mașina? Păi a unor prieteni. Dar de unde vii? De la o conferință de poliție. Dar cu ce te ocupi? Păi sunt student într-un seminar teologic. În momentul ăla mă ordonă să mă ridic, să mă întorc cu fața spre capota mașinii, să-mi desfac picioarele, să-mi întind mâinile, scoate pistolul și începe să țin o predică. Tu vrei să-mi spui că ești român? Ai pașaport franțuzesc, permis american, ești popă, dar ai vorbit la o conferință de polițiști. Și mașina pe care o ai e împrumutată de la un prieten? Și zic, da! Și m-a tras una ceva de genul, tradus în românește mai frumos, să te creadă moașă ta, eu nu te cred. Vei petrece noaptea în arest la sediul poliției și mâine vom vedea cine ești tu cu adevărat. Eram întins pe capotă și am zis, Doamne, da, eu te-am rugat să-mi trimiți ajutor. Eu nu vreau să ajung și în pușcărie pe lângă toate lucrurile astea. Și stăteam acolo și mă văitam cu Domnul și la un moment dat văd că vin două mașini de poliție cu farurile pe dron. Zic, bă, s-au chemat întăritul. Cine știe ce terorist crede că slavă Domnului, erau prieteni ăștia polițiști pe care probabil că acel șofer de tir i-a înștiințat, au venit, au vorbit cu ofițerul, m-au luat de acolo, m-au pus în mașină și de data asta cu trei mașini de poliție, cu salvare, cu pompieri, cu descarcerare și trailer, toți cu luminile aprinse, mergeam spre Dallas. Am ajuns la 4 dimineața în fața casei prietenilor mei. Imaginați-vă toată desfășurarea asta de forțe, cu lumini, cu tot. Am gândit, Doamne, fă-mă mic, bagă-mă, dispare. Mă văd oamenii ăștia, văd ce l-am făcut cu mașina. Oamenii ies, speriați și ei. Se uită la mașină, văd mașina, după care se uită la mine. Și primul lucru care îl spune, Cristi, cum ești? Zic, îți bine. Ok, haideți aici, haideți aici. Eu adunat pe toți, eu pus într-un cerc. Ce vreau să mulțumim Domnului, Crist este sănătos și nevătămat. Că despre mașină, las-o încolo, am asigurare, dă-i pace. Nu știu, dar niciodată n-am simțit mai aproape de inimă și suflet o cântare. Mă încred în el orice s-ar întâmpla. Pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi în orice zi, cer ascultată m-a călăuzit. În ziua aia în pustie, la miezul nopții, Dumnezeu m-a scăpat din acel loc nepotrivit și din acel moment nepotrivit. Eu nu știu unde te afli tu în zilele astea. Dar dacă te afli într-un loc nepotrivit și la un moment nepotrivit, tendem să faci trei lucruri. Să te aduci problema înaintea Lui. Să faci ce-ți spune El și să aștepți să te încrezi că El va lucra. De ce? Fiindcă El îți știe problema, dar îți știe și soluția. Și la timpul potrivit va interveni. Ai însă credință și urmează-L cu toată ființa ta. Hai să ne plecăm capetele noastre. Doamne, suntem slabi.
Mulți dintre noi am trecut pe aici, mulți dintre noi suntem aici. De aceea apelăm la Tine. Fiindcă știm că în mâna Ta e cuprins nu doar universul, dar sunt cuprinse și viețile noastre. De aceea Te rugăm în numele Domnului Iisus să ne ajuți. Doamne, dacă sunt în seara asta aici oameni credincioși, ucenici de-ai Tăi, care și-au predat viața în mâna Ta, dar care, Doamne, trec acum prin încercări, prin situații imposibile. Poate la nivel de sănătate, poate la nivel de datorii, poate la nivel de probleme, poate relații frânte. Eu nu știu, dar Tu știi. Doamne, mă rog ca Tu să le mărești credință. Și dacă ești aici în seara asta și ești un ucenic al lui Hristos și treci prin astfel de probleme și vrei ca Dumnezeu să facă ceva și în viața ta, dacă te identifici cu problema asta, acolo unde ești, ridic o mână și spune: Doamne, ajută-mă și pe mine, Te rog. Te rog să Te uiți, Doamne, peste mâinile noastre. Încă, Doamne, trecem prin încercări. Dar, Doamne, dacă e ceva ce oamenii ăștia trebuie să facă înainte ca Tu să intervii, poate sunt situații în viața lor pe care trebuie să și le rezolve, poate sunt păcate pe care trebuie să ți le mărturisească, poate sunt hotărâri pe care trebuie să le ia să se schimbe. Doamne, mă rog să-i ajut să o facă ca puterea Ta să vină desăvârșit în viața lor. Dar, Doamne, poate că în seara asta sunt oameni aici care Te admiră, care Te respectă, care cred în Tine, Doamne, dar care poate în seara asta au priceput un pic mai bine că nu-i îndeajuns să ai respect și admirație pentru Dumnezeul Cerului, ci datorită jertfei Lui, El cere un pas, un pas al predării și al mântuirii. Pentru că El Te vrea cu toată inima. El Te vrea pentru El în mântuire, în veșnicie. Dacă ești aici, indiferent de credința ta, indiferent de trecutul tău, indiferent de religia ta sau păcatele tale, și vrei să faci pasul, să treci linia aia dinspre a fi doar un admirator, înspre a fi un ucenic, un adevărat credincios al lui Iisus, sigur în mâinile Lui, acolo unde ești, spune în sufletul: Doamne, vreau și eu să-mi predau întru totul viața în mâna Ta. Primește-mă, Doamne. Și dacă ești aici și vrei să faci lucrul acesta, ridic o mână ca și eu să mă pot ruga pentru Tine și spune: Doamne, vreau să mă predau Ție. Este cineva aici? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Doamne, uită-Te peste acești oameni, eu nu-i cunosc, vin și plec. Dar ceea ce contează este că Tu-i cunoști, Doamne. Te rog frumos să apropie-Te de ei și mai ales față de cei care poate la momentul ăsta duc o luptă interioară în ei, în care poate zeci de voci le spun: lasă-L în pace, amână, pleacă, ai vreme. Dar vocea aia Duhului Sfânt le șoptește și le spune: hei, e momentul, e timpul să faci acel pas. Ce-ar fi să asculți de Dumnezeu în seara asta? Dar vreau să te mai întreb o dată, dacă ești aici și vrei să asculți de Dumnezeu, nu de mine, eu plec, de Dumnezeu. Acolo unde ești, ridic o mână și spune: Doamne, vreau să trec pasul și să trăiesc de acum înainte cu Tine. Mai este cineva? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Doamne, fie ca versurile acestea să fie rugăciunea noastră a fiecăruia. Mă încred în El, orice s-ar întâmpla pe drumul meu sau în viața mea. Fie ce-o fi în orice zi, Cerescul Tată m-a călăuzit.
Mă-ncred în El. Haideți împreună. Orice s-ar întâmpla pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, fie ce-o fi, când, în orice zi, oare cine, cerescul Tată m-a călăuzit, de aceea e când, mă-ncred. Soarta mea. Unde? Pe stânca sus sau în adânc de voi, chiar de slovit, lovit de val, ajung la mal. Cerescul Tată m-a călăuzit. Haideți să ne ridicăm. Mă-ncred în El oriunde aș fi dus, chiar și în cuptor, chiar în cuptor de foc de aș fi pus, în suferinț, în suferinț și următorul verset. Mă încred în El chiar și când nu înțeleg. Și câți dintre noi ne ajungem în situații în care întrebăm: Doamne, de ce? Doamne, până când? Doamne, ce se întâmplă cu viața mea? Ei, ce trebuie să faci când ajungi în acele situații când nici măcar nu înțelegi? Mă încred în El chiar și când nu înțeleg. Eu voia Lui întotdeauna aleg, căci doar așa, în slava Sa, cerescul Tată.